activitate o să facem noi astăzi? Resurse de apă pe Tera. Așa scrie acolo, resurse de apă pe Tera. Dar și anul trecut, în 22 martie, am sărbătorit ceva și sărbătorim în fiecare an. Eu n-am fost. Tu n-ai fost. Sunt dintre voi care n-au fost. Sunt care poate au fost sau știu din altă parte sau au auzit la televizor. Ziua apei. Ziua apei, bravo! Și cine știe dintre voi a fost? Mâna. Ziua mondială a apei, uite, era completat. A spus tot titlul, corect. Bravo, așa este. Pe 22 martie, în fiecare an, se sărbătorește Ziua Mondială a Apei. Și, bineînțeles, ne-am gândit și noi că ar trebui să marcăm acest eveniment la noi în școală. Eu vreau să vă spuneți doar câteva lucruri despre apă și după aceea o să încercăm. Unii dintre voi deja ieri ați participat la un mic experiment. Iar astăzi o să vedem partea a doua, dacă s-a întâmplat ceva sau nu cu anumite produse. Și exact cum am spus și mai înainte, în fiecare an, pe 22 martie, sărbătorim Ziua Internațională a Apei. Și asta, deja de ceva vreme, când autoritățile europene, că vă știți că noi trăim în Uniunea Europeană, nu suntem o țară membra Uniunii Europene, așa au hotărât că această zi de 22 martie să fie Ziua Mondială a Apei, deci nu numai în Europa se sărbătorește, ci în toată lumea, și o să vedem și de ce au hotărât să fie Ziua Mondială a Apei. De ce? Credeți voi că trebuie să protejăm apa? Să fie curată și limpede. Așa, să fie curată și limpede. Dar de ce e important să fie apa curată și limpede? Ca să nu fie corpuri metale și din aștia viață. Și să fie murdară. Să nu fie murdară, să nu conțină metale, resturi, cupru, așa. Și piatră și calcă. Dar e importantă apa? Da. Pentru ce? Că fără apă nu trăiește omul. Omul nu trăiește fără apă. Cine nu mai trăiește fără apă? Animalele. Da, plantele pot fără apă. Nu. Toate se usucă. Deci nimic nu poate trăi fără apă. Apa e foarte importantă. Și trebuie să avem grijă de ea, să o păstrăm curată. Pentru că dacă nu avem apă curată, nu putem trăi cu apa aceea plină de mizerie, sau plină de cupru, sau de fier, sau de alte impurități. Ce se întâmplă cu ea dacă le obiectăm? Noi ne îmbolnăvim. Animalele se îmbolnăvesc? Da. Florile? Plantele? Da. Și dacă nu avem plante și animale, atunci omul mai are de ce să trăiască. Nu. Deci trebuie să păstrăm apa curată. Ia uitați-vă aici. E o imagine care ne arată circuitul apei în natură. Voi credeți că apa stă așa în loc? Nu. Dar? Curge. Curge. Apa curge și se află, să știți, în mai multe stări de agregare, așa se cheamă. Și prin cascade. Cei care faceți fizică și deja faceți din clasa a șasea, din a șasea, a șaptea, a opta, aflați că apa se găsește în mai multe stări de agregare. Vă întreb eu, să văd dacă știți. Știți în câte stări de agregare se află apa? Uite, e la ridicat mâna, hai spune. Solidă, lichidă și gazoasă. Bravo! Cea lichidă înseamnă că curge. Și apa de la robinet, sau apa care bem și noi. Sau apa din râuri, din lacuri, din mări, din oceane. Apa în stare solidă nu curge, dar curge. Este gheață. Așa, gheață, bravo. Și apa în stare gazoasă? Aia e gazoasă. Dacă e minerală, e tot în stare, apa minerală e tot în stare lichidă. Nori de pe cer e, da, starea gazoasă a apei. Sau, atunci când fierbe, aburii sunt în starea gazoasă a apei. Dacă vă uitați puțin pe acea imagine, apa din oceane și din mări, care e undeva acolo la margine, da? Ce se întâmplă dacă e foarte cald? Se ridică și se duce și se formează ce? Sus. Nori, în starea gazoasă. Apoi, dacă vine vântul și duce nori și plimbă și se face puțin mai rece, ce se întâmplă din nori? Plouă, bravo, plouă. Atunci apa din stare gazoasă
trece în stare lichidă. Mai înainte din stare lichidă a trecut din galbasă, da? Deci apoi atât, că se trece dintr-o stare în alta. Low. Ajunge pe pământ, curge, se duce înapoi în oceane și tot așa, da? Iar ajunge, se evaporă, ajunge nor, iar dacă e mai rece, plouă. Dar dacă e foarte rece, plouă. Nu, 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 nu. Dar îngheață acolo sus. Și cum cade jos? Cum formă de gheață? Fulgi de nea. Sau mai cade și sub formă de gheață. Când e? Grindină. Bravo, bravo. Vă că știți chiar foarte multe și mă bucur. Și țurțurii de gheață, sigur, când ninge, păi ninge și apa... Și gheață pe ce tâlpă. Gheață pe ce tâlpă. Bravo. V-am făcut aici o schemă. Ia uitați-vă cât la sută din apa de pe pământ e apă dulce, care noi putem folosi, noi plante, animale și noi oameni. Cât la sută folosim? 87%. Oare? Ia uitați-vă, spune acolo sus, apă dulce cât? 3%. Deci din câtă apă este pe Terra, doar 3% o putem folosi noi, oamenii, sau plantele, sau animalele. Restul, 97%, e apă sărată, care, din păcate, nu o folosesc, doar peștii din oceane și din mare. Atât. Din apa asta dulce, o parte de 68,3%, iarăși nu o putem folosi. De ce? Pentru că ea se... murdare. Nu-i murdară. 68% e sub formă solidă, adică gheață, în calotele glaciare sau înghețarea aceea care se găsesc la polul nord și la polul sud, că așa am vorbit la geografie, așa. Și unde mai sunt înghețare? Pe vârfurile foarte, foarte înalte ale munților. Bravo! Deci aceea este gheață. Putem bea gheață? Nu, nu, nu. Nici animalele și nici plantele. Deci iar o parte din apa dulce și destul de mare parte, de 68%, iară nu o folosim. Apoi, 31,4% din apa asta dulce se găsește undeva în subteran. Adică jos, adânc, în pământ, în strate. Și poate să iasă la suprafață sub formă de izvor, bravo. Sau, dacă nu este la suprafață, când curge și cascadă, sau cum mai putem să scoatem de acolo? La fântână, bravo! Și aceea e folosită, într-adevăr. Aceea o putem folosi, e bună de băut, e chiar apă curată. Ce curăm pe robinet și cu mentale și vă dea și de apă. Sigur, e deja tratată, pentru că ea curge, curge pe afară, conține diverse substanțe și e tratată înainte de a ajunge la noi la robinet. E tratată cu clor. Și merge într-o stație de epurare, unde se depun toate substanțele astea care apa le conține, pentru că sunt mai grele decât apa, se depun la fund, iar apa se curăță și merge spre robinetele noastre. Și mai este la televizor un filtru care face apa să fie mai curată. Mai poți să pui un filtru la robinet care face apa și mai curată. O curăță și de impuritățile alea mici, 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 care sunt foarte fine și nici nu ajung să se depună pe fund. Așa și este. Este și ca blender. Este și ca blender, dar filul și apă. Exact. Bravo, văd că știți foarte multe despre apă. Și mai este încă o parte foarte mică care se găsește sub alte forme. Adică apă de suprafață sau apa din lașini, din râu. Dar din păcate e foarte puțin. Mergem mai departe. Aici aveți cele trei stări de agregare ale apei. Curge, adică lichidă, în prima poză, în cea de-a doua, solidă, un ce e acela, știți oare ce e? Ghețar, un iceberg, și dincolo în stare gazoasă, sub formă de nor. Ia uitați-vă, în stare lichidă, se căzește unde? În mări, în oceane, în lacuri, în bălți. Astea sunt ape stătătoare. Apoi, ape curgătoare, sub formă de ce? De cascade. Și cascada, dar cascada intră undeva. Hai că am făcut, la geografie. Fluvii, râuri și... Râuri, bravo. Și mai este, mai sunt acele ape subterane, care sunt sub stratul de pământ undeva, între straturile pământului, există câte un strat de apă. Bravo. Mai departe.
V-am pus poze cu apele stătătoare, ocean, o poză din Oceanul Atlantic, o poză de la Marea Mediterană, deci v-am pus și cu ocean, și cu mare, cu lac. Este lacul Vâlea, de la noi din Munții Făgăraș, un lac foarte frumos, și o baltă, Balta Ialomiță. Apele curgătoare. Fluviul Dunărea în prima poză, Crișul repede, chiar aici lângă podul Dacia, așa. Și fluviul. Și fluviul e fluviul Dunărea, în sudul țării noastre, granița de sud a țării noastre. Și un pârâu, pârâul Șoimu. Și asta unde e pârâul Șoimu? La Alești. La Alești. Asta e lângă Oradea. Aia da, pârâul Crișul repede e la Oradea. Ia uitați-vă apa subterană. V-am spus că e un strat acolo, undeva în subsol, în pământ, vedeți? Da. Sau, cum o scoatem la suprafață? Prin frântână, așa, brațe. Apa stare gazoasă, v-am pus mai multe tipuri de nor. Apa se află în nor, da? Sub formă de gaz. Și apa în stare solidă. Ia uitați-vă, pe Terra există apă în stare solidă. Unde? Pe continentul Antarctica. Unde e continentul Antarctica? Uite cum nu s-a atenție, acum se bat. Unde e Xileo? În nord? Oare Antarctica? La care pol? Sud, bravo! La polul sud. Continentul care e la polul sud e acoperit cu gheață și se cheamă Antarctica. Iar în nord avem și acolo o parte cu gheață. Da. Avem oceanul înghețat și o insulă destul de mare, Groenlanda, care toată e acoperită cu gheață. Și unde am mai spus că sunt pe vârfurile munților înalți. Ia uitați-vă câteva poze cu gheață. Asta e în Groenlanda, acolo în nord, pe insula aceea plină cu gheață. Asta e în Antarctica, în sud, la polul sud. Ce sunt acolo? Pinguini. Pinguini. Ce ar fi să vezi gheață? Va să vezi gheață, din păcate, și știți de ce? Începe să se încălzească clima pe Terra. Și din păcate încet, încet se tot topește. Și dacă apa se topește foarte mult și se topește ca cei ghețari, ce se întâmplă cu apa din ocean și din mări? Se ridică. Și ce o să se întâmple cu orașele de la mal și cu localitățile de la... Se inundă. Bravo, bravo. Și atât să avem grijă și de climă, de aer, să nu-l poluăm, pentru că dacă îl poluăm foarte mult și miroase urât și o să ajungem ca orașele de pe malul mărilor și a oceanelor să fie inundate și oamenii de acolo vor fi nevoiți să se mute. Și ia uitați-vă, astea sunt, e un ghețar pe un vârf de munte, e cel mai înalt vârf de munte din Europa, pe Mont Blanc. E un ghețar, o limbă de ghețar care curge la vale. Recunosc pozele astea, le-am făcut eu. Unde? În vârful Mont Blanc. N-am fost eu. Acum trec peste pozele astea, vă mai dați în tot poze făcute din prima e din satelit. E pe partea de nord, adică la polul nord, pe cealaltă e de la polul sud. Și ia câtă mai sunt ape. Strand. Ce fel de ape? Strand. La ștrand. Dar cum sunt apele alea de la ștrand? Alea care ne fac bine. Sărate. Unele sărate, altele ape de mare. Dar oare cum sunt astea ape de mare? Calde. Dar unde sunt zile calde? Cine îți încălzește? Pământul. Pământul. Dar cum încălzește pământul? Știi? Soarele. Soarele? Vulcan, ai spus tu ceva. Într-adevăr, și cu clasa așa se-a făcut. V-am spus că acolo undeva în centru pământului, ce am spus eu că este un strat cu lavă, cu magmă. Și de acolo iese ce? Căldură. Iar apa care e în primele straturi de după acea magmă, ce se întâmplă cu ea? Se încălzește. Și cum ajunge ea oare la suprafață? Prin țevi. Fie prin foraje, că am spus că forăm, da? Facem puțuri din alea cu așa, cu forăm în jos și scoatem apa aia caldă,
sau poate să iasă ea singură de acolo. Da. Prin presiune. Și prin presiune, într-adevăr, dacă n-ar avea presiune, n-are și nici prin foraj, n-are și nici cum. Dar să știți că și aici, la noi, la Băile Felix, apa o parte iese prin foraj, iar alta, să știți că stratul acela de pământ se întâmplă așa, există câte o fisură prin el, se mișcă, iar prin acele fisuri apa termală iese la suprafață. Pentru că, dacă ați mers la Băile 1 mai, acolo există un lac. Acolo nu s-a format la coace la prin forare, nimeni nu l-a format. Apa a ieșit la suprafață, tocmai printr-o fisură din asta a pământului. Știți, acolo lacul cu nufel. Ați fost vreodată? Nu, eu n-am. Unii nu, alții da, alții da. Și care nu pot o să mergem, într-o zi o să mergem și o să vedeți. Deci acea apă termală a ieșit la suprafață, acolo printr-o fisură. Iar celelalte, care sunt folosite la tratament, în bază de tratament, da, sunt, sunt forate. Așa, sunt termale. Deci apa poate să fie și sub formă de apă termală și minerală, care e foarte bună pentru tratament. Da. Aveți aici două ștraguri în poze. Sau, din coace, e apa minerală, aceea care este la izvor. Aia roșie conține foarte mult fier și aceea e, într-adevăr, apa minerală care e cea mai indicată să fie folosită în diverse tratamente. Apa direct de la izvor, care este direct de la sursă. Și cea îmbuteliată e bună, dar să știți că după ce stă foarte multă vreme în flacon, nu mai are aceleași calități. Plus că apa care se îmbuteliază niciodată nu este cea naturală scoasă direct din izvor. Întotdeauna este tratată cu dioxid de carbon. Deci nu este apa naturală. Ce grumetare și cupru la mare îmbuteliată? Conține câteva metale, cupru, fier, depinde de fiecare apă, de unde e, sursa de apă. Dar să știți că nu e exact apa, e bună, dar nu e apa cea naturală de la izvor. Întotdeauna sucurile nici astea, sănătoase. O să ajungem exact imediat la asta. Bun. Aici v-am mai pus câteva imagini cu apă care... Ce e ea? Cum e ea? E apă poluată. Și cum mai ajuns ea să fie poluată? Prin gunoaie. Uite, o grămadă de oameni, cum aveți și în poza de acolo, aruncă gunoaiele în apă, pe marginea văilor și, din păcate, cu gunoaiele alea se mai duc cine știe câte impurități sau substanțe toxice, ajung în apă, ajung pe pământ, acea apă e folosită poate de animale, de plantele din jurul apelor și... Și la trebuie de pe zborului, cum este aveți așa ceva? Este lac. Dar e frumos, e bine să aruncăm așa pe marginea apelor? Nu, acolo se aruncă multe gunoaie. Da. Și noi este că ne strângem. Iar în pozele de jos, în prima poză, aveți o apă curgătoare în care s-au deversat de la mină, știți? Ați auzit că la mină, substanțele care se scot din mină sau cărbunii mai puțin, da? Toate se spală, iar așa cum se spală apa aceea... Astăzi vom discuta despre cât de important este să consumăm apă și nu alte lichide, cum este Pepsi sau un alt fel de suc. Și o să vedeți, pentru aceasta, o să facem un mic experiment. Aici avem în paharele acestea, avem ficat, în toate cele trei pahare avem ficat, picat de pui și aici ce avem? Pepsi. Unul din sucurile voastre favorite, așa e? Dar o să vedeți că nu este foarte bine să consumați atâta suc și de ce este foarte important să consumăm apă. Pentru aceasta o să facem, așa cum v-am spus, un mic experiment. Ia vă rog frumos, Alexandra, să torn Pepsi în cele două pahare. Toarnă Pepsi. Și o să lăsăm puțin și o să vedeți ce o să se întâmple în câteva ore. Umple paharul cu Pepsi. Așa. Umple și pe celălalt. Iar Sebi, te rog frumos în acel pahar, peste acel ficat, să torni apă. Așa cum a trăinat Alexandra Pepsi, tu toarnă apă. Mulțumesc frumos! Bun. O să rămân așa câteva ore și o să vedeți peste câteva ore ce s-a întâmplat
în paharele unde s-a turnat peste ficat Pepsi și în paharul în care s-a turnat apă peste ficat. Să vedem dacă voi știți în câte stări de agregare se află apa. Pentru că eu în prezentare mi-am spus. Ia spune tu. Trei. Pe rând. Trei stări. Stare. Solidă. Așa. Lichidă. Și gazoasă. Și gazoasă. Poate apa să treacă dintr-o stare în alta. Da. Cum oare? De exemplu, din stare lichidă, așa cum o cunoaștem noi la robinet, cum trece în stare solidă? În gheață. În gheață, adică înseamnă că trebuie să fie cum foarte, foarte frig. Sub 0 grade Celsius. Bravo! Voi ieri o parte, dintre voi ați participat la un experiment. Adică ce ați făcut? Ați luat apă, ați pus-o într-un pahar și ați pus-o unde? În congelator. În congelator, nu frigider, pentru că în frigider e până la 0 grade Celsius. În congelator e sub 0 grade Celsius. Și ce s-a întâmplat cu apa? Am înghețat. E gheață. Deci sub 0 grade, dacă apa din stare lichidă, sub 0 grade Celsius, trece în stare solidă. Dar ce se întâmplă cu apa dacă din starea asta solidă mai trece ea apă în lichidă? Poate să ajungă apă în lichidă. Cum? Se topește. Dar unde? Dacă o ținem în continuare în congelator, trebuie să o ținem la căldură, chiar și la temperatura camerei sau la soare, cu atât mai mult la soare, într-adevăr la căldură, apa din stare solidă se topește. O turnăm aici pe farfurie și o lăsăm puțin, da? Să vedem dacă se topește. Și o lăsăm aici, pe masă. O bucată de vreme. O lăsăm acolo. Uite, deja cum e cald aici lângă, deja și începe să se topească. Dar din stare lichidă, mai trece ea într-o altă stare. Da, da. În ce stare? Solidă. Gazoasă. Păi solidă, acum am discutat. Gazoasă. Gazoasă. Cum e ce stare gazoasă? Dacă e foarte cald, apa din stare lichidă, ce se întâmplă cu ea? Se ridică. Se evaporă. Se ridică și se transformă în nori deasupra mărilor și a oceanelor. Sau, uite, dacă punem apă la fiert, cum am pus eu aici în recipientul ăsta, apa deja începe să fiarbă. Aici sunt peste 100 de grade Celsius. Dacă apa fierbe la 100 de grade Celsius, da? Și ce se întâmplă? Se evaporă. Se evaporă, iese aburi. Deci apa trece din stare lichidă în ce stare? Solidă. Gazoasă. Gazoasă, stai gaz, ia uite. Și dacă țineți foarte aproape, ce se întâmplă? Arde. Arde, e cald. Dar din starea asta gazoasă mai trece ea în lichidă? Da. Sigur? Da. Nu. Nu, așa rămâne. Trece. Da? Ia să punem noi aici un obiect. Uite, avem o bucată de sticlă, e un pic amare. Pe ea să o ținem, uite, de aici deasupra la aburi. Aburi aceea, uite, ajung deasupra sticlei. Și imediat, după ce o țin un pic aici, o să vedeți ce se întâmplă pe sticlă, pe partea de jos a sticlei. Deci apa a întâlnit un ce? Un corp care e mai rece. Corpul ăsta, sticla asta e rece acum, da? Nu e așa, nu e cald. Apa e la 100, aburea e la 100 de grade Celsius, da? Și acum sticla e rece. Ia uitați-vă ce e aici. Apă. Curge? Da. Deci a trecut iară din stare gazoasă în stare lichidă. Da. Deci din stare... apă, da? Asta e paharul cu apă. Ce s-a întâmplat?